chiar nimic, cer scuze. Am auzit de la bunicul meu, dar am auzit, nu am înțeles la școală. Aha. Sau nu amintesc. Da, bunica ceva povestit, adică au trăit în acele timpuri, da? Da, ea a spus că a fost așa ceva, dar ne-a neuglublealsă în asta. Știu la general anumite date. Nu. Cred că a fost o crimă în general umană. A stricat viețile de multor oameni. A schimbat în general mentalitatea oamenilor în acea perioadă, pentru că gândul lor principal era să supraviețuiască. Ну да, было время. На всем постсоветском пространстве такое происходило. Ну, кунаштен. Păi, haideți să-i spunem domnului Stalin mulțumesc. Și anul 33 tot să-l aducem aminte încoace, că toate și deportările și foamea sunt legate una de alta. Știu că bunelul meu Nicanor a fost deportat, așa o chema. Știu că a fost readus din Siberia, practic. Știu că foarte multă lume a murit acolo, știu că avem chiar există cimitiri care sunt clasificate ca cimitiri pentru moldoveni din Siberia. Așa. Știu că există sate întregi care sunt făcute în stil moldovenesc, din cauza că foarte multe persoane au fost deportate și, mă rog, așa au fost făcute casele. Ну, борьба за власть, борьба с неугодными, так, наверное. Ideea de conducere totală care o aveau persoanele din acea perioadă. Teritoriul, populația care nu este, nu convine intelectualii în speță, respectiv, au depătiment. Oamenii care n-au fost nimic, practic, haideți să spunem, tâlhari, au ajuns totul. Respectiv, oamenii care au lucrat, au găsit, s-au pomenit a fi în Kazakhstan și în Siberia. A fost deportat din cauza că avea moară de vânt și nu vrea să cedeze și avea foarte multe, adică avea o avere amplă. Și din cauza, mă rog, impunerii comunismului, cum trebuia să cedeze proprietatea privată, avea dreptul doar să avea așa o casă, un loc oarecare și el, din cauza că era așa mai nervos de firii, nu a vrut să cedeze și a fost deportat. Чем вообще про Штефана Челмари, как бы такое больше, а про Советский Союз пока что нет. Думаю, в 9 классе будем изучать. Думаю, сейчас с поколения лет 20, так, наверное, может, единицы, процентов 10, наверное, помнят об этом. Ну, прям сентям в школе сла школа диспек есть аста. Кумар трбуя с фии. Дар уника чека паренти птем сфачим с ротом копилор монументу. Дар sau să citim din literatură sau din cărțile istorice? Nu, oamenii știu foarte puține lucruri despre deportări. Adică cât de cât elevii care mai atrag atenția la aceste subiecte de la istorie, da, ei cunosc câte ceva, însă un om simplu care nu prea a avut tangență cu istoria, nu cred că ar cunoaște prea multe despre deportări. Nu cred că sunt comemorate deloc. Noi, eu știu că în Republica Moldova noi avem documente care sunt clasificate, așa spunem, unde se spune ce persoană a fost deportată, din cauza la ce persoană l-a turnat. Da? Așa, ca să ne exprimăm. Și despre chestia asta se ascunde într-o oarecare măsură, adică e clasificat până o să treacă o perioadă foarte lungă de timp. La istorie se învață, da, dar, per general, în societate nu prea se discută despre chestia asta. Asta este un moment foarte tragic despre românii din Basarabia, așa spunem.